Belgica, exploration was historical, the first scientific excursion, exploration, and also the first exploration that overwintered on Antarctica. Scientifically, there were a lot of scientists on board, including Rakovice, and they made a lot of discoveries whose up to date are still working and still necessary. From Rakovica himself, we know he was one of the most important scientific workers on board of the exploration of the Belgica during this exploration. Not only because of his historical work, he brought a lot of items back to Europe, and you can find a lot of them in the Natural History Museum in Brussels, but also he was a man who keep up the spirit on board of the ship. And we are quite interested to look at the historic and the scientific result and achievement at that time. But because Antarctic is becoming more and more an hot topic today with climate change, we are pleased to participate to the awareness of this a scientific observation done 120 years ago. Can you imagine that these people every day make meteorological data observation? In our family we have a lot of archive about the Belgica. It's because I am the granddaughter of Georges Lecointe, the second in command of the Belgica. So he was with Rakovica on this boat. Rakovica and Georges Lecointe were together in the Belgica Strait when Rakovica found the unique larvae, the unique insect who live in Antarctica, Belgica Antarctica, and when Rakovica keep the first flowering plant in Antarctica. În 1904, Emil Rakovica vizitează peștera Cueva del Drac de pe insula Mallorca. Aici, el recoltează mai multe insecte cavernicole, precum și un mic crustaceu. Acesta era orb și transparent și trăia în apă dulce. Emil Rakovica, ca și oceanolog, cunoștea rude ale acestui crustaceu care trăiau în apă sărată, respectiv în mare. În felul acesta a apărut sclipirea sa de geniu de a studia biotopul subteran. În 1905 descrie insecta Catiflo cirolana moraghezi, iar în 1907, prin publicarea lucrării Eseesurile problem biospeleologic, el este considerat părintele biospeologiei. Eseesurile problem biospeleologic este considerată în prezent actul de naștere al biospeologiei ca știință. În anul 1919, după Marea Unire a Transilvaniei cu România, Universitatea din Cluj a intrat pașnic în administrația noului organism legiuitor constituit de la acea vreme și care se numea Consiliul Dirigent al Transilvaniei. Spune Emil Rakovica pașnic pentru că întreg personalului universitar maghiar la acea vreme i s-a propus
să-și păstreze toate funcțiile și prerogativele, cu o singură condiție, aceea de a depune un jurământ față de noua orânduire românească. Personalul universitar maghiar refuză acest jurământ. Iar în acest moment, Universitatea Clujeană se confruntă cu o lipsă acută de cadre didactice. În acest moment, Consiliul Dirigent al Transilvaniei apelează la felurite universități din România, cu precădere la cele din Iași și din București, dar apelează și la savanți români stabiliți dincolo de hotarele țării pentru a veni la Cluj și a întemeia noua universitate românească. Astfel, în 1919, Emil Racoviță, care era stabilit în Franța până la acea vreme, primește o scrisoare din partea Consiliului Dirigent al Transilvaniei cu propunerea de a prelua Catedra de Zoologie a Universității Clujene și direcțiunea unui institut de zoologie al acestei universități. Vedem astfel că Emil Racoviță își avea cariera profesională, viața personală, își avea familia în Franța de aproape 30 de ani. De aceea, el refuză inițial propunerea Consiliului Dirigent al Transilvaniei de a veni la Cluj, motivând de asemenea vârsta, motivând de asemenea activitatea sa profesională. N-avea experiență la catedră, nu mai predase cursuri studenților. El era ocupat cu cercetarea științifică și era ocupat cu conducerea unui astfel de institut de cercetări științifice și de coordonarea unei reviste de înaltă specialitate. Consiliul Dirigent insistă cu a doua scrisoare, propunându-i în continuare, bineînțeles, Catedra de Zoologie a Universității noastre, dar și întemeierea unui institut de cercetări pe care să-l administreze și să-l conducă după bunul său plac. Și astfel, în 1920, Emil Racoviță înființează la Cluj acest institut de speologie, care astăzi îi poartă numele, un institut de cercetări care are drept scop studierea istoriei naturale a domeniului subteran, după cum spunea Emil Racoviță. Înființarea Institutului de Speologie a fost consfințită prin lege la 26 aprilie 1920 de către însuși maiestatea sa, regele Ferdinand, de guvernul României și de mai mari învățați ai vremii. După ce a înființat în 1920 Institutul de Speologie, Emil Racoviță este nerăbdător să pătrundă în peșterile din Munții Apuseni, iar în vara imediat următoare, în 1921, își începe campaniile biospeologice. În 1921, Emil Racoviță și René Janel vizitează acest loc, peștera Cetățile Ponorului. Aici rămân impresionați de cele trei doline de dimensiunea lor, iar în interior întâlnesc un mare râu subteran. Emil Racoviță, cu sclipirea lui de geniu, își imaginează de pe atunci că apa din această peșteră vine din Poiana Ponor, o poiană închisă pe care o vizitase în aceeași zi. Acest lucru a fost dovedit însă numai ulterior, în anii 60-70, de profesor dr. Iosif Fiman, prin marcare a apei cu fluorescență.
Deci, practic, s-a introdus un trasor în apa din Poiana Ponor și a apărut aici, în cetățile Ponor. Acest lucru ne arată că Emil Racoviță intuia încă din acea vreme, anii 1920, cum circulă apele în zonele karstice. Peștera este o peșteră cu cea mai înaltă intrare din România, este cel mai înalt portal, are 110 metri, de la vârful stâncii până la baza locului unde se intră în această peșteră și este străbătută de un mare râu subteran care are o galerie pe alocuri înaltă de peste 100 de metri. Cetățile Ponorului este numită și Everestul speologiei românești, deoarece este caracterizată prin spații foarte mari. În spate există un perete final care are 120 de metri înălțime. Peștera are în jur de 7 km, este în curs de explorare, recartare din anul 2013 și probabil că câțiva din copii mai lupta cu peștera, ca să dovedim. În 1921, Emil Racoviță vizitează pentru prima dată groapa ruginoasă. El rămâne impresionat de dimensiunea ravinei și, datorită faptului că era un om de știință, se uită repede pe harta realizată în 1894 și observă că drumul pe care era se afla la 200 de metri de marginea ravinei, pe acea hartă. Însă, uitându-se la drum, vede că drumul ajunge exact până la nivelul ravinei. În felul acesta, noi putem calcula că groapa ruginoasă creștea în acea perioadă cu circa 7,4 metri pe an, iar în prezent știm că crește cu sub 1 metru pe an. După ce vizitase Gârda de Sus și Ghețarul de la Scărișoara pentru prima dată în luna august 1921, Emil Racoviță revine în octombrie împreună cu colegul său, René Janel. Odată ajunse aici, vizitează acest spațiu, Ghețarul de Sus Zgurești, și rămâne atât de impresionat de razele de soare care se formează în această peșteră, încât realizează două fotografii pe care le și publică în lucrarea Enumeration de Grot Vizite, publicată în 1929. El face o comparație în această lucrare între acest efect și efectul obținut de Wilson în camera cu vapor de alcool supra-saturați, care era la vremea respectivă singura modalitate de a pune în evidență radiațiile nucleare. În acest fel, Emil Racoviță demonstrează că este un erudit, având cunoștințe nu strict în domeniul biologiei, ci în domeniul mult mai vast, incluzând
domeniul fizicii nucleare, care în acea perioadă era la începutul dezvoltării sale. Faptul că acestea sunt singurele poze pe care le-a publicat în acea lucrare arată cât de impresionat a fost de acest efect. Această peșteră în prezent are peste 5 km lungime, adăpostește cel mai mare lac subteran din România, iar în această zonă, la intrare, primăvara, se formează un interesant lac temporar, impresionant atât prin dimensiuni, cât și prin faptul că apa este turcoaz. În anii 20 ai secolului 20, Emil Racoviță a vizitat Ghețarul Scărișoara de 5 ori. În urma acestor vizite, a scris prima monografie a acestei peșteri. Un fenomen interesant observat aici în sala Biserica de către Emil Racoviță a fost faptul că existau formațiuni de generații diferite. El a observat că există generații mai vechi, precum această stalagmită prăbușită, peste care cresc generații mai noi, precum este acest stalagmit de aici. În felul acesta, i s-a părut acest fenomen interesant și l-a descris inclusiv printr-un desen.
Așadar, blocul de gheață a stârnit interesul cercetătorilor și asta pentru faptul că cu toții am fost interesați la Institutul de Speleologie să stabilim o dată pentru totdeauna care este volumul acestuia. Pentru a ajunge la acest desiderat, am efectuat o colaborare cu Universitatea South Florida, Tampa, Statele Unite, în care cercetătorii de acolo au adus un instrument, un radar, care emite sunete, traversează blocul de gheață și orice întâmpină pe parcurs până la calcarul care este în podeaua peșterii, trimite o undă care se reflectă și care este înregistrată de instrumentul care este transportat târât, să-i spunem așa, la suprafața gheții. Au fost efectuate nenumărate aliniamente, în special în zona turistică, Sări Mari, care apoi date au fost procesate și împreună cu un studiu topografic foarte precis, la care am adăugat un studiu modern de evaluare 3D a întregului cavernament, am fost în măsură să efectuăm o reconstituire tridimensională a blocului de gheață și să putem să stabilim că volumul acestuia depășește 120, respectiv 122.000 de metri cubi, plus minus undeva spre 7.000 de metri cubi. Și aceasta o menționez în acest cadru, deoarece până acum volumele blocurilor de gheață în alte peștere din Europa au fost date ca fiind în jur de 75, în jur de 90, în jur de 100, dar niciodată nu s-a spus acesta este volumul și eroarea cu care noi am calculat este aceasta. Ei bine, la Scărișoara am spus că maximum este 122, calculat, și avem un plus minus 7.000 de metri cubi. Indiferent cum am luat cu plus sau cu minus acești 7.000, blocul din ghețarul de la Scărișoara este cel mai mare în momentul de față din lume. În 2009-2010, datele noi ne-au arătat că gheața de la Scărișoara are 10.500 de ani, fiind de 10 ori mai vechi decât următorul ghețar care vechime din lume. În prezent, în cadrul unor proiecte de cercetare, noi avem date care ne arată că gheața din Scărișoara s-ar putea să treacă de 13.000 de ani, apropiindu-se ca vechime de ghețari din zona alpină și fiind mult mai vechi decât mulți din ghețari din zona alpină. În prezent folosim aceste informații legate de vârsta gheții împreună cu date de compoziție izotopică a gheții, compoziția polenului prins în gheață pentru a reconstitui climatul de după perioada glaciară. Datele noastre ne arată că ceea ce vedem în gheață este temperatura lunilor de iarnă. Astfel avem o reconstituire a severității iernilor din ultimii 10.000-10.500 de ani.
Thank you.
Thank you.